Die Maske c'era che nu fac față judecătorii. Noi am trecut de această fază, deci am primit înștiințarea că a fost primită, va fi soluționată cererea formulată de Laszlo Tökés, fiindcă este clar că chiar astăzi a fost o chestie nostimă, am preluat, s-a dezbătut cauza, apelul și s-a amânat pronunțarea pe 30 ianuarie 2017 Bine, și... dacă sunteți amabili să ne faceți un remember scurt, a început procesul la judecătoria Oradea când? La Niște repere acum deja am cronologice. trecut Da. Știu. la apelul parțiu. Știu, da. Da, dar asta e ce se întâmplă. Procesul a început Carol Dornescu a fost la judecătorie și tribunal, cel puțin, dacă nu și la curte. Am fost și. Ce se întâmplă? Soluția a fost imediat. Judecata a avut loc la 13 aprilie, când s-a amânat de dosarul 284 pe 271 pe 2016, 284 8 per 271 pe 2016 la judecătorie. La judecătoria Oradea Și la și tribunal. s-a dezbătut cauza la 13 aprilie 2016 și s-a rămas în pronunțare și pronunțarea s-a făcut la 27 aprilie 2016, când s-a dispus respingerea plângerii. Acum instanța Asta a, pentru că să era zic o așa, nu contravenție acolo, nu? Da, Cât era amenda? Nu mai țineți în cont. Avertisment. S-a dat din nou avertisment cu toate că, în ciuda primului avertisment, Nu s-a învățat minte petentul a rămas pe poziție. No. No, acum să Și vedem la cum este tribunal? această soluție. Astăzi am dezbătut apelul, am cerut schimbarea sentinței și admiterea plângerii și anularea procesului, era Câte ori obligarea părții adverse la cheltuie de judecată.